pe care alergăm acum, nu prelungim un suspans ce va fi oricum repede de conspirat, duce spre Altötting, o localitate bavareză pe cât de mică, pe atât de cunoscută ca centru de spiritualitate catolică. Povestea de astăzi este relativ apropiată de vremurile noastre. Nu coboară decât până în veacul al XIX-lea, secol care însă s-a remarcat în Germania printr-un avânt extraordinar al vieții religioase și al opțiunii către viața consacrată prin reînființarea ordinelor monahale, avânt comparativ ca efervescență numai cu cel din secolul al XIII-lea, care a fost epoca cerșetorilor. Trebuie să ținem cont că acum, în raport cu dezvoltarea generală a bisericii, orice realitate avea să capete proporții mult mai mari decât în evul mediu. În piața aceasta din Altötting am mai fost odată, atunci când am vizitat împreună capela votivă dedicată Sfintei Maria, lăcașul spre care se îndreaptă an de an milioane de pelerini spre a se ruga sau a aduce mulțumiri pentru ajutorul primit în felul acela unic prin tablouri votive sau obiecte de preț care au umplut tezaurul, împodobesc interiorul și tapetează exteriorul bisericuței de lemn. Și mii de oameni află astfel despre miracolul din viața celorlalți, se cunosc, se roagă împreună, alcătuiesc o comunitate ce nu trăiește între zidurile unei mănăstiri, dar se devotează aceleiași cauze sau alcătuiesc, așa cum ar fi vrut Sfântul Francisc, un convent ale cărui limite sunt marginile pământului. Și pentru că am pomenit de Sfântul Francisc, vă vom spune că veți vedea în aceeași piață centrală din Altötting o mănăstire capucină, renăscută și ea în același secol XIX, care a făcut dreptate într-un anume fel bisericii catolice germane. După spiritul antireligios al iluminismului, schimbările politice și secularizările cauzaseră vieții călugărești necazuri și pierderi atât de mari, încât nu numai iezuiții desființați oficial în 1773, ci aproape toate ordinele au fost silite să reînceapă totul de la zero. Multe dintre ele au ajuns la jumătatea secolului al XIX-lea, fără să mai poată avea un număr de membri egal cu cel din secolul precedent. Au fost lovite atât de grav, încât, deși astăzi sunt foarte răspândite, nu mai au forța de care se bucurau odinioară. De pildă, în 1782, capucinii erau peste 25.000. 100 de ani mai târziu, rămâneau mai puțin de jumătate și la 1888 numărul lor ajunsese doar la 7.500. Abia în zilele noastre sunt iarăși aproape 15.000. Într-o vreme în care nici știința nu se mai străduiește să demonstreze originea strict materială a omului, biserica ne îndeamnă mai mult ca oricând să trăim pe pământ cu integritatea demnității noastre de fii ai lui Dumnezeu, pentru ca o asemenea mărturie să poată deveni argumentul cel mai puternic ce se poate opune absurdității unui stil de viață trăit în orizontul finit al clipei, cultivat de filozofia consumistă a acestui precar început de mileniu. Sfinții au trăit extazul, răpirea sufletului, exaltări ale spiritului, dar pentru a-i proclama în această demnitate, biserica a cântărit virtuțile lor eroice. Fără să fim toți meniți unor asemenea stări de grație, nici nu am avea cum, ne mulțumim să înțelegem, să contemplăm miracolele din viețile lor dăruite, să ne împărtășim venerându-i de anticiparea paradisului prin care devin ei înșiși dovezi palpabile ale existenței împărăției lui Dumnezeu. Aici a trăit și a murit acum 110 ani Sfântul Conrad din Pertzham. Sunt întotdeauna fericit și mulțumit de comuniunea cu Dumnezeu. Primesc totul cu recunoștință de la El, fie durere sau bucurie. El știe cel mai bine ceea ce ne trebuie și dacă pricepem asta, putem fi fericiți în credința noastră. Mă străduiesc mereu să-L iubesc mai mult. Singura mea neliniște este că nu o fac îndeajuns. Da, aș vrea să fiu un înger de iubire, aș vrea să chem toate făpturile să mă ajute să-L iubesc pe Dumnezeu. Sfânta Cruce e cartea mea de căpătâi, mai obișnuia să spună fratele Conrad pe când trăia. În Bazilica Mare, ridicată cu 9 decenii în urmă, se odihnesc într-o raclă de sticlă moaștele Sfântului adăpostite în puritatea modestă a argintului care îl înfățișează în mărime naturală. Au fost aduse din vechea capela mănăstirii în 1936, la numai 2 ani după sfințire, pentru că pelerinajul permanent al credincioșilor care doreau să atingă piatra tombală, să-i vorbească, să-l roage, să mijlocească la Dumnezeu pentru ei, era prea mare.
Îngerii îl veghează dintr-un cer prefigurat deasupra sicriului său și istorisesc povestea lui așa cum o va face și călăuza noastră, Pater Marianus, care ne va însoți în capelă ca într-o călătorie paradoxală spre începutul vieții călugărești de aici, de la sfârșit, a Sfântului Conrad. S-a născut în 1818 ca al 9-lea din cei 10 fii ai unei familii înstărite și temătoare de Dumnezeu. Merge la școală, iar la 16 ani rămâne orfan și se dedică muncii în gospodărie. Îi plăcea deopotrivă să îndeplinească misiuni caritabile, să participe la procesiuni, la pelerinaje, făcea parte din numeroase grupuri, confrării și adunări pioase. Nu lipsea niciodată de la liturghie. Era, într-un cuvânt, o sinteză vie a tuturor formelor de autentică pietate tradițională bavareză. Chiar atunci când lucra la câmp, cosind fânul sau întorcându-l cu furca, înălța rugăciunul lui Dumnezeu. Nu era făcut să fie țăran, spunea un martor al evoluției sale. Era făcut pentru rugăciune, penitență și pentru a împărți tot ce avea celorlalți. Ascundea cerul în ochi, spunea un altul. Trăia ca pentru o altă lume. Nici o afirmație nu poate fi mai adevărată ca aceasta, mai cu seamă pentru locul în care ne aflăm noi acum. La 29 de ani căuta adevărul în gimnaziul benedictin Matten din Deggendorf, însă îl află la 31 între frații capucini de la Altötting, unde intră terțiar, apoi în conventul Laufen, ca frate laic ce răspundea de grădinile de legume și flori ale mănăstirii. Aici se va îmbolnăvi de astmul care îl va chinui toată viața, dar se va și forma devenind cu toată ființa o întruchipare a spiritului capucin pe care l-a căutat totdeauna. A crezut în permanenta prezența lui Dumnezeu în viețile noastre, a crezut în tăcere, în sensul profund al crucii ca semn al învierii, în dragostea frățească, în mortificarea pântecelui și a privirii către cele lumești, în ascultare și în devoțiunea față de Sfânta Fecioară. Modestia vieții lui l-a făcut să primească una din cele mai umile slujbe din mănăstire. A fost trimis la Altötting ca portar al conventului Sfânta Ana atunci, Sfântul Conrad astăzi. Aici a rămas toată viața, sfințind locul vreme de 41 de ani. Aflându-se în proximitatea sanctuarului Sfintei Maria, ținta a numeroase pelerinaje, fratele Conrad îi cunoaște pe toți sărmanii, bolnavii și nefericiții care izbuteau să ajungă aici. Toți învățaseră să-i bată în ușă și la orice sunet de clopoțel, Sfântul alerga, deschidea, surâdea, asculta și apoi ajuta. Dăruia fără să măsoare, fără să socotească. Nu știa legile economiei. Dăruia pentru că oamenii erau săraci. Aștepta rugămințile celor neajutorați, precum cerșetorul Pomana, spune un biograf al său. Nu l-a văzut nimeni trist sau supărat. I se spunea portarul sfânt, iar în registrul acesta mâna sa nu nota ceea ce oferise, ci pe toți aceia care din foarte puținul lor plătiseră slujbe și la mănăstirea Sfânta Ana. Era timid, așa că vorbea puțin, în fraze scurte, însă pline de spirit, în cuvinte simple, dar atât de pătrunzătoare, încât emoționau și nu de puține ori converteau suflete. Cel mai adesea era auzit spunând, în numele lui Dumnezeu sau cum vrea bunul Dumnezeu, dar și mai adesea tăcerea sa era mai elocventă decât orice vorbe. Să ne străduim cât de mult, așternea într-o scrisoare, să ducem o viață ascunsă într-un Dumnezeu, pentru că cel mai frumos lucru este să trăim în comuniune cu El. Dacă suntem cu adevărat dedicați, nu ne va sta în față niciun obstacol. Chiar în timpul preocupărilor pe care ni le dă vocația noastră, trebuie să iubim mai mult tăcerea, pentru că un suflet care vorbește prea mult nu va atinge niciodată o viață autentic interioară. Nu ar fi putut să predice niciodată de la acest amvon, iar cuvintele sale par în acest secol cinic și plin de vorbărie goală ușor desuete. Însă cine are urechi să asculte. Și aceste cuvinte pline de sens și această tăcere plină de miez. Felul de viață ales și numeroasele îndatoriri îl făcuseră metodic și exact precum un ceasornic. La aceeași oră, aceleași gesturi, aceiași și tot atâția pași. O credință de oțel. Era primul la rugăciunea din miezul nopții și tot așa la cea din tâi mesă din capela milosteniei în fiecare zi. Ar fi îngenunchiat și sub altarul principal din această biserică impunătoare dacă ar fi existat pe atunci. L-ar fi păzit așa cum Sfântul Grigorie cel Mare și Sfântul Leon cel Mare o fac. Ar fi îngenunchiat în fața lui, așa cum în tabloul plin de o adâncă teologie, Papa Leon I stă la picioarele Sfintelor Ana și Sfântă Maria.
și l-ar fi ocrotit așa cum o fac de pe balustradele superioare Sfinții Petru și Pavel. Dar cine știe, pentru modesta făptură a celui care avea, fără să intenționeze să ajungă sfânt, dacă lăcașul acesta nu ar fi fost prea mult. Era învățat să împartă mâncare săracilor la ore anume. Se strecura în bucătărie și fratele bucătar, văzând cum lingurile lui Conrad scotoceau în toate oalele, glumea: "Puneți capacele, altminteri ne ia toată mâncarea." Iar el surâdea și răspundea: "Tot ce se împarte săracilor se întoarce însutit." Și dădea astfel glas celei mai adevărate tradiții capucine, care reflecta exemplul luminos al Sfântului Francisc, Il Poverello. Era mic de statură și, în ultimii ani, trupul i se încovoiase de tot. Părul îi înconjura capul ca o aură și avea o barbă albă frumoasă. Așa este înfățișat în iconografie. Într-o mână ține crucea și cu cealaltă împarte ajutor săracilor: pâine și apă. Canonizarea sa, este al doilea sfânt german după Reforma Protestantă, s-a desfășurat rapid. Papa Pius al XI-lea deschide procesul portarului cel sfânt și în 1930, la numai 36 de ani de la moartea sa, îl proclamă fericit și 4 ani mai târziu sfânt. Este și aici un miracol cum se află multe de fapt la fiecare pas. Rămân ascunse până ni se deschid ochii pentru a le vedea și inima pentru a le înțelege. Sfântul Conrad din Partham este pilda exemplară prin care Dumnezeu ne revelează că important nu este cât de însemnat ți-e locul pe acest pământ, ci cât de mare ți-e sufletul și de încăpătoare inima pentru a-ți iubi aproapele. Piața aceasta mică peste care s-a lăsat pe furiș noaptea, învăluită într-o ploaie fină, aurie, a văzut multe miracole săvârșite de credință între sanctuarul Sfintei Maria și mănăstirea Sfântul Conrad. Vom avea poate vreme să le depănăm altădată.